Bună seara și bine ați venit, doamnelor, și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Dialog Deschis de la Gorj TV. Avem în această seară un invitat venit tocmai de la București, via Bălănești. A făcut un scurt popas la Bălănești, în locurile natale, unde are o frumoasă colecție, chiar o galerie de artă. Cei care nu au fost pe acolo ar putea să se oprească, dacă domnul Vasile Vasiescu, haideți să le spunem telespectatorilor cine este și invitatul în această seară. Bună seara și bine ați venit! Bună dacă seara. Sunteți, vă găsesc acolo, pentru că sunteți câteodată plecat, câteodată... N-am câine și am poarta deschisă. Da, aveți acolo o frumoasă, frumoasă colecție de artă, ați într-o parte acasă, ați amenajat pentru cei care și pentru și cred că pentru sufletul noastră, în primul rând. Nu de astea mai de suflet așa, dar atunci când ai fost și ce a fost? A fost de carte, deschiderea, nu? Cred. Când a fost lansarea de carte a lui Dinu Sărară. Da, da, da. Da, atunci, da, da. Atunci era în partea nouă da, construisem acolo ceva mai special așa pentru așa chestiunea asta. Dom'le, n-auzi, ca să vii acasă și să nu mai fii în stare să ari și să pui grâu sau să faci grădină, atunci pui niște chestii de-astea pe pereți care ți se par ție că sunt importante și aproape de suflet. Și da, bine, fiecare cred că are o poveste aparte. Iei medicamentele, știi, ca să nu zici că bei altceva, știi? Iei medicamentele cu o cană cu apă și te uiți pe pereți, știi? Și se pare că nu ești singur. Da, sunt câteva lucruri chiar valoroase, așa, adunate în timp. Am cu cei care sunt acum pe pereți la mine, majoritatea am fost cam prieteni, așa i-am cunoscut. Nu pot să zic că am investit financiar în, prea mult în lucrările alea de acolo. E o chestie interesantă. S-ar părea că cine a auzit și cine a văzut a încercat să, așa, în subsidiar, nu, așa să zice, să mă și invidieze puțin, dar să mă invidieze frumos, nu. Oricum, cine vrea să pierdă o jumătate de zi sau o jumătate de oră, poate să vină la noi acolo. Ați fi și un ghid acolo printre să le povestiți ce vin despre... Dacă suntem acolo și ce așa nu mai avem treabă, stăm de vorbă, că asta înseamnă să... Dar nu o să înghesuie nimeni, să știi, na. Nu e lumea curioasă. A fost curioasă. Perioada asta mai dificilă puțin, oamenii au stat mai mult pe acasă. Nu, ne-am obișnuit să dăm vina de vreo 2 ani pe perioada asta dificilă, dar să știi că lumea nu e curioasă, așa cum nu e curioasă nici să citească, nu e curioasă nici să uite pe pereții altora. Nu. Da, știi cum e, de datoria noastră să încercăm tot felul de... Da, nu știu, din păcate ne-am îndepărtat de la lucrurile acestea care contează până la urmă. Păi da, am fost aproape de ele vreodată, aici e toată treaba, știi că... Sau ni se pare, știi, la bătrânețe așa toți zicem, doamne, am făcut, am tres, dar nu e chiar așa, știi? Fiecare generație are motivele ei să petreacă viața de o zi pe alta și să-i se pare că și realiza ceva, știi? Dar înainte nu existau atât de multe, nu știu să zic, posibilități. Oamenii citeau poate mai mult, mergeau mai mult la bibliotecă, erau niște lucruri spre care se îndreptau. Acum nu prea mai merg prin la bibliotecă, la muzeu. Nu să știi că cititorii, am înțeles că bibliotecile astea mari, biblioteca județeană de la noi, Cristian Tel, are cititor până mai acum, până a început perioada asta, când a trebuit să le pună cărțile la pe prag, știi, să le ia de pe prag, să le aducă, să le pună pe prag. Civilizația asta modernă, acum, pe care o petrecem toți și care ne permite să ne uităm într-un telefon și să ni se pare că suntem deștepți sau să ne uităm în fiecare seară la televizor, cum probabil se uită vreo câțiva și la noi acum, știi? Și să comentăm exact lucrurile astea, știi, care de toată ziua și a doua zile și uiți și nu știi ce ai văzut. Știi? Pe când dacă ai răbdare și citești o carte, știi, și unii aveau prost obicei să citească cărțile cu creionul în mână, știi? Ea rămâneau cu ceva și poate, da, ce să zic eu? Să știi că nu să citesc nici, între ei nici ăștia care le scriu cărțile, știi? Nu sunt curioși așa, decât să afle și să zic, a, nu, e ce...
să găsească ceva acolo. Da. Uite, apropo de cărți, că am adus vorba de cărți, trebuie să mă laud. Chiar că da, n-ați venit la noi cu mâna goală. Da, am venit cu mâna goală. Uite, ți-am adus o carte care se cheamă Recurs la Brâncuș. Am pus un titlu de ăsta mai comercial, așa. Haideți să și arătăm la cameră. Cum o arătăm? Se poate... Da, așa acolo? E bine. E bine se așa? Se poate ia, face un zoom așa pe, pe această carte. Și să ne povestiți ultima carte scrisă dumneavoastră. E o apariție așa de la editura Jurnalul, din câte văd. Nu, e la, la editura Hoffman și am avut... Nu, ochelarii înseamnă că da, trebuie să mai avut puțin la dioptrii. Scrie și jurnalul, am avut norocul, să zicem, ca să o distribuie miercurea cu jurnalul la un moment dat. Jurnalul Național distribuie miercurea câte o carte, bine, mai au și alte. Dar editura Hoffman a publicat o serie de cărți într-o ediție, într-o serie de asta, Jurnalul Cărților Esențiale, sună pompos așa, și cum se zice, a patra zi de Paști, nu? Că Paștile oficial sunt trei zile, a patra zi de Paști a fost miercuri și în miercuri aia s-a distribuit și Recursul meu la Brâncuș, care e titlul unui fost articol din anii aia, pe vremea când se restaura la noi coloana. Cartea e o culegere de articole, cel mai vechi cred că e din 1996 și se cheamă Orașul fără coloană. El a fost un fel de editorial la revista Brâncuș pe vremea lui Nae Diaconu și modulele, probabil. Da, și cred că ultimul e de prin 2008. Și a fost un pariu cu niște prieteni de-ai mei care o făceau pe jurnaliștii așa foarte tari, știi, ba chiar și cu acte în regulă și le-am propus eu odată la când stăteam de vorbă așa, zic, hai să vedem dacă sunteți curajos să ne adunăm niște articole de acum 20 de ani să le publicăm. Că de obicei articolul de ziar... Bine că le-ați păstrat, pentru că mulți nu le păstrează. Nu le păstrează, ele rămân, știi. Dar articolele de ziar dispar a doua zi, știi, de cele mai multe ori. Și alea de revistă, eu știu, rezist o săptămână, la anul mai mulți. Și am făcut cartea asta, bine, am avut și norocul să mă îndemne la chestia asta domnul Dinu Săraru, care, cu care sunt într-o relație, aș putea să zic așa, de ușoară prietenie. Și a zis că da, dom'le, merită, apucă-te, fă, nu știu ce, și pe urmă, dacă am vorbit cu editorul și am aranjat treaba, s-a apropiat ziua domnului Săraru și ca să-mi mulțumesc într-un fel așa pentru gestul ăsta de ușoară curtoazie, așa că m-a obligat aproape să închierb cartea, i-am pus la cale de ziua, e o carte care se cheamă Poveștile Slătioarei și cu niște texte despre Slătioara și despre poveștile ei adunate din blogul pe care îl ține la Adevărul de vreo 10-12 ani, știi? Și am făcut o surpriză plăcută cu chestia asta și, pe urmă, proiectul meu s-a amânat și a apărut imediat după ce am sărbătorit nu împlinirea a 145 de ani de când s-a născut Brâncuș. E așa... Da, până la urmă, și textele acestea fac parte din istoria... Locului. Recentă, da. Istoria locului, recentă, da, recentă, dar ansamblu, deja a trecut avut, 25 de ani. Care a avut mult de suferit și pe timpul început, comunismului și în timpurile noastre mai apropiate. Să știi că chestia asta cu comunismul deja e ușor demonetizată, știi, că dacă noi dovedeam că în ăștia 30 de ani am făcut mult mai multe lucruri decât s-au făcut atunci și mai bine, atunci puteam să dăm vina pe comuniști, da? Așa, da, dar s-au distrus și multe, și sunați foarte multe biserici demolate, case vechi demolate, centrul nostru, ați văzut cum a fost ciopărțit și cum arată acum. Da. Păi uite, a rămas neterminat, știi, a rămas neterminat și astea, casele care au mai rămas pe Calea Victoriei, n-au avut grijă să le restaurăm, să le arătăm ăstora de acum, generația de acum, uite ce frumoase au fost, știi, le-am împopoțonat, le-am făcut în toate felurile. Așa se întâmplă. Și de unde veniți dumneavoastră, de în București, acolo, și acolo se demolează tot, case vechi, tot, da, pentru că probabil că îl știți pe Dumnezeu. Târgu Jiu nostru, Marius Tudor, fotograf și care vânează așa, lucrează și el tot în capitală, vânează casele vechi, chiar are o... Chiar de patrimoniu, care sunt lăsate cu bună știință să lăsate în paragină și chiar are o pasiune pentru Julius Doppelreiter și din... Ultima dată când am vorbit cu el, voia să scrie o carte despre
Julius Dobrowolski, viața, opera. Păi uite, au făcut arhitectul Cămui și cu Maikovski, cu regretatul nostru prieten, au făcut o expoziție care s-a lăsat și cu un album catalog foarte interesant. Ei au adunat Dobrowolski a fost unul dintre arhitecții de provincie cel mai prolific, cel mai deștept, un neoromantism ăsta de românesc foarte bine pus la punct și Gorjul nostru are și nu numai în orașul Târgu Jiu, și în comunele astea mai răsărite sunt case boierești făcute de el. Și la mine la Bălănești, casa Vila Luna a lui Ion Popescu Voitești e făcută de Dobrowolski, tot de arhitectului. Uite, cartea mea e dedicată, vezi Doamne, volum editat cu ocazia Zilei Naționale Constantin Brâncuș la 145 de ani de la nașterea sculptorului și coperta pentru ediție făcută de Mircea Dumitrescu, iar fotografia copertei aparține arhitectului, prietenul nostru, Iulian Cămui. Iar eu n-am avut de lucru pentru că sunt obligat de împrejurările astea de care mă bucur să dedic cartea lui Filip Vasiescu, ăsta e nepotul meu care are 3 ani și 4 luni acum, îți dai seama ce mare e. Și ăsta e președintele director general la Filip Art Gallery și la Muzeul Țărănesc cu Artă Contemporană de Pălănești în Gorjul. Și i-am dedicat-o lui pentru că ne obligă să privim altfel viitorul, știi? Trag nădejde să... Cum vedeți că avem grijă de ce ne-a lăsat Brâncuș pe aici, că mi-ați povestit că v-ați plimbat puțin pe calea eroilor, se fac anumite lucrări. Cine vine acolo din afară și să plimbă la noi la Târgu Jiu acum și nu știe toată povestea și nu are cum să fie interesat prea tare ca să știe toate dedesubturile și amănuntele, să bucure, deci uite, le-am fost, să construiește, să lucrează. Să modernizează. Dacă noi știm că facem treaba asta din vorbe de vreo 30 de ani și ne-am apucat acum, sunt aproape 2 ani de unde când arăm la strada Calea Eroilor și nu... Să fim optimiști, proiectul există. Cred că anul trecut a început. Cred că anul trecut, dar oricum sunt în întârziere, pentru că prima firmă sau care s-a ocupat nu s-a ținut. Nu e simplu, domne, dar cred eu că pentru această Cale a Eroilor trebuia să fim mai vigilenți și mai să stăm toată ziua pe capul constructorului sau să-l găsim să fie ca lumea, să-i punem la dispoziție tot ce trebuie. Așa dacă trenează treaba 2-3 ani, că nu îi nădejde să fie prea... Autoritățile gata. Promit, cei de la primărie promit că anul acesta va fi, se vor finaliza, da, se vor încheia lucrările, dar la cum arată, nu știu când a apărut proiectul, când a apărut proiectul și cu mare pompă și arhitectul ni l-a prezentat și el era bucuros că a reușit să obțină, să facă proiectul ăsta, nu-i de aici de acolo să faci așa ceva, ziceam că facem și uite, a trecut de atunci o grămadă de timp. În schimb, uite, același arhitect lucrează la Craiova, da. Centrul Internațional Constantin Brâncuș, care nici ăla nu mai e în grafic de mult și s-au suplimentat fonduri, dar uite că vara termina, asta se termină, se lucrează acum într-un ritm drăcesc. Și din câte am înțeles, va fi ceva de excepție. Dom'le, ceva e și din tipar, pentru că are deasupra o chestie de asta de sticlă, știi, interesantă până la Dumnezeu, adică ne plimbă de la, din curtea Louvre-ului până la în Dubai, ca idee. Dar au spațiile subterane, spații expoziționale, de expoziții, spații de restaurare, de depozitare, de astea foarte multe și zic ei foarte interesant. Abia aștept să vă și curios. Dar cum e posibil ca lucrurile să se miște așa în orașul de apropiere de Târgu Jiu, de la 100 de kilometri și la noi unde avem ce avem? Craiova, Craiova a fost întotdeauna capitală de regiune și a rămas în continuare. Știi? Noi ne-am obișnuit cu gândul că suntem la marginea lumii, este un oraș de provincie prăfuit și ne complacem în chestia asta. Păcat. Eu profesional n-am avut nicio treabă cu jurnalistica și cu cărțile și cu astea să le scriu. De citit, asta e altă treabă. Dar am cunoscut o grămadă de lume și lume din elita asta culturală a țării, să zicem, și am cunoscut numai pentru că aveam în buzunar, știi, buletinul de Târgu Jiu. Și eu zic că dacă ești de la Târgu Jiu, e un lucru de invidiat totuși, că nu zici că ești de la Zalău sau de la Vaslui, oriunde te-ai duce și la orice ușă ai bate, știi. Când am cunoscut-o pe Barbu Brezeanu, care nu era la vremea respectivă așa prea dispus să cunoască lumea, l-am cunoscut bine când deja avea 87 de ani. Și când i-am bătut prima dată la ușă, bineînțeles, mă trimisese cineva
aveam o trimitere de la Arșavir Arterian, care era bun prieten cu și m-a întrebat, face chiar ești de la Târgu Jiu? Zic, da. Face, te super, dacă te rog să-mi arăți, văd și eu cum arată un buletin da? De Târgu Jiu. Chiar v-a cerut buletin? Da, da, nu, da, a fost așa de... L-am arătat și i-am zis să știți că dacă noi o să continuăm să ne întreținem pe marginea lui Brâncuși, n-ar fi exclus să obțineți și dumneavoastră un buletin de Târgu Jiu. Face, ar fi o chestie extraordinară. Și prin 90 am reușit. Atunci a pus și eu puțin vorba, ca să nu zic umărul, ca să-l facem cetățean de onoare la Târgu Jiu. Și era așa de mândru și m-a și întrebat că ce avantaj o să ai pe. Păi zic, domnule, dacă vă putem face un flotant la Târgu Jiu pe buletin, că toți zicea să vreți. Și zic, o să aveți să vă plimbați liber, zic, cu metrou, cu tramvaiul, cu troleibuză și pe urmă, asta puțin face, păi, la voi există tramvai? Nu există și metrou nici atât, păi, da, da, dacă o să fie. Aia, glumie, da. Da. Nu, eu zic că, totuși, la Târgu Jiu se întâmplă și lucruri interesante, dar nu știm să ieșim. Care lucruri? Hai greu să vorbim de Brâncuși. Ce lucruri interesante se întâmplă legat de Brâncuși? Cu Brâncuși? Da. Uite, domne, treceam acum pe la coloană. Arată bine parcul așa văzut din mașină, știi? Că toată lumea vede coloana din mașină. Să știi că sunt foarte puțini care oprești. Dacă opresc, să duc până în dreptul ei, că dacă trebuie să ocolească, nu mai ajung acolo, știi? Că au făcut proiectul ăsta nou de acum câți ani în urmă. Când l-au făcut, l-au modificat alei, și dacă iei pe alee, te scoate afară, știi? Nu mai ajungi în locul în care ai fost. Ceea ce nu e tocmai cușa. Când a venit american, deci, cu proiectul ăsta. Da, a fost un proiect american, dar cu un arhitect român, știi? Noi toți americanii noștri sunt români. Și aleile acelea care erau tot drepte, bine, aveau și acelea o semnificație, adică... Da, așa s-ar părea. A fost povestită semnificația aia și, da, măcar atunci cum a fost croit la început, era, știa și Brâncuși de croiul ăla al parcului, da? Acum, bine că e curat și că e cosit și că n-au crescut bălăriile, că unii ziceau că atunci când nu o să mai fie cârciumar, o să aleagă praful, o să crească buruia. Nu, cred, mai. De cosit nu-i mare lucru dacă ai benzină și niște băieți care... Și să-i pună cineva, știi, ca să facă. Pe urmă, nici parcul nu arată rău așa, dar dacă știi despre ce e vorba și îți dai seama că noi ne repezim cu furtunele de pompieri, nu să spălăm operele Brâncuși, ne facem de râs, ne-am făcut de râs. Pe lângă faptul că am și produs stricăciuni, știi, da? Da, avem un muzeu de, cred că de un an de zile, Muzeul Național Constantin Brâncuși. Să știi că eu... În fotografii. Eu am ținut la ideea asta, știi? Eu zic că e un bun câștigat pentru oraș, să instituțional și juridic să existe. Pentru ce să vină un turist să viziteze muzeul acesta? Ce să vadă acolo? Aici e vina noastră. Am avut un director pus de la PSD, un băiat care era de la mine, de la Bălănești. M-am bucurat când am auzit că e el, dar, mă rog, am stat noi de vorbă, n-am putut să facem mai nimic. Pe urmă s-a întâmplat ca ăia care dădeau un nail alt să pune ei în capul trebii, s-au pus și uite că tot nu se întâmplă nimic. Ce să spun? S-au lăudat că l-au deschis. Că atunci L-au deschis, dar nu-i neapărat. Acum, dacă e deschis, dacă mergem, ce vedem? Asta e toată treaba. Vedem niște fotografii ale... împrumutate la centru... construcției, că nu sunt împrumutate alea. Toate fotografiile alea au ajuns prin bunăvoința doamnei Sorana Georgescu Corcean, care le-a dat la toată lumea degeaba și toți le-au reprodus și nu au fost în stare nici măcar să-i mulțumească, știi? E bun că există asta acolo, dar ar trebui și altceva, ar trebui să ne gândim la viitor. Eu mă gândesc că, uite, de o vreme încoace apar în tot felul de licitații la noi, scrisori, fotografii originale, erau și la noi la Târgu Jiu câteva lucruri din epocă, din vremea când s-au răzlețit, s-au pierdut, s-au vândut, cine știe ce. Și aparatul pe care l-a folosit Brâncuși, aparatul de fotografie. El e la Craiova. Există un eu nu știu la Târgu Jiu. E și la Târgu Jiu, cine îl are? Știi cine îl are? Secret? Da, nu prea vor. Este într-o colecție muzeală. Da, dar nu prea muzeală? Vor, da, nu prea vor să vorbească pentru că... Muzeală ce înseamnă? La muzeu? La muzeu. Păi, uite, ăla ar trebui să, cu un transfer de ăsta să existe acolo, dar nu numai aparatul ăla, nu face nimic ăla, ar trebui mai multe lucruri. Dacă nu suntem în stare să ne gândim că putem să cumpărăm o fotografie, să dăm pe ea 1000 de euro, știi, să zicem că e mult să iei o fotografie de aia originală din epocă, de atunci, sau cu o scrisoare, au apărut acum, uite,
săptămâna trecută. Sunt foarte multe licitații vreo patru scrisori, obiecte, vreo patru scrisori care par a fi autentice și expertizate și nu știu ce, și nu știu pe cineva, pe un amic. Vedeți pe cineva care, pe autoritatea din Târgu Jiu să, le cumpără, să susțină, să sprijine, eu știu, să, dumneavoastră, trebuie să cheltuiască bani pentru așa ceva. Trebuie să se găsească bani și de la stat și de la ăștia alții care sunt ușor potenți financiar să plimbă cu mașini de alea de 100.000 de euro prin orașul Târgu Jiu și, înjură și ei ca și noi ăștia alții că e sufocat orașul. La o mașină de 200.000 de euro. Tu e foarte bine acum, dacă muncesc cu oamenii și știu de ce, pentru ce muncesc. Așa este în capitalism și în societatea aceasta de consum. E delicată treaba asta. Uite, ziceai că ce se întâmplă. A făcut amicul nostru Hutim expoziție la muzeu cu 66 de lucrări. Am înțeles că a împlinit și el 66 de ani. Păi Hutim e unul dintre plasticienii, să știi, de top din țară, nu de-aci de la Târgu Jiu, care lucrează foarte mult și care știe ce face, adică ăsta are un proiect, domne. El știe să și deseneze și are o poveste în toate. Dacă cineva i-ar face o selecție riguroasă din lucrările lui, că el are foarte multe, ar putea să facă o expoziție în oricare muzeu important de la noi de aici, să știi. Uite, am văzut acum că am trecut pe la galerie și am văzut că băiatul lui Plăveț, Mihai Plăveț, am înțeles că e profesor pe aici prin oraș și la Cărbunești, și am văzut pe geam lucrările, știam vag ce face, am avut o emisiune și eu cu taică-su, că e generație cu mine și era ziua lui atunci și l-am invitat și mi-a spus și de fiul și de generisul și de fica lui, ei toți sunt artiști, dar ce face băiatul lui nu văd să așa și face o chestie foarte interesantă, un expresionist de ăsta așa ușor americanesc, dar care nu e ușor de făcut și care până la urmă spune o poveste. E adevărat că te cam sperie așa dacă nu ești pregătit și nu știi ce vrea să zică, dar nu-i de aici de acolo ce face, că nu face lucruri de astea călduțe și de, să povestească, știi. Galerie de la Bălănești, ce planuri aveți? Dumne, planurile să fiu aici, adică să nu mă laud de la București că avem Muzeul Țărănesc cu artă contemporană acolo și să mai adun niște lucruri și eu avusesem niște planuri, să fac niște cataloge pentru cei pe care i-am eu acolo. Am început să fac o explanadă de asta cu stele acolo. I-am făcut o stea lui Dinu Săraru atunci când am lansat cartea. Am mai pus o stea lui prietenul meu pe Lmuș, de la care eu am foarte multe lucrări la 70 de ani, când i-am făcut și expoziție și la Vâlcea și la Târgu Jiu și pe la Calafat. Și, mă rog, o să-i mai facem. Aș face cu lucrările mele, lucrările pe care le am eu, nu ale mele, efectiv ale mele, să câteva expoziții pe aici prin oraș, dar eu știu, dacă... Nu vă rugă nimeni. Nu, bine, trebuie să ne rugăm să ne băgăm singuri în seamă, dar nu știu dacă e interesant, nu prea e lumea, nu... Cum să spun o treabă, vezi, noi dăm vina pe faptul că înainte aduceau copiii, vezi, Doamne, obligați la muzeu. Păi așa trebuie să-i aduci, Doamne, că cum trebuie să-i obligi să se spere pe dinți și pe ochi de mai multe ori pe zi, dacă s-ar putea, așa și la muzeu. Mai ales și de la liceu de artă sau cei care stau... Și de muzeu de artă, am văzut că la vernisaje vine directoarea, da, doamna Haidău, cu vreo 7-8 de ăștia și n-au răbdare. Da, mă rog, adolescența lor... îi obligă la așa ceva, n-au răbdare să stea până la sfârșitul vernisajului și pleacă, dar măcar au fost, dar trebuie să li se povestească, să vadă, nu știu, nu. Să vedem. Uite, apropo de cartea asta, m-am gândit și aș vrea să fac chestia asta numai așa de curiozitate, știi, să văd dacă mai sunt în stare, să o lansez la liceu, la Spiru Haret, pe timpul când l-am terminat eu acum 150 de ani, se chema liceu numărul 2. Și mi-ar place să mă întâlnesc cu generația asta de acum, care nici nu era născută când țineam în trențe, știi, coloana lui Brâncuș și treceam pe lângă ea cu o nonșalanță de aia tinerească, că ne obișnuisem cu gândul. Ar fi interesant. Așa cum trecem și pe lângă Calea Eroilor acum, care îi arată și zicem, lasă-o, o fac ăștia, nu e... Da, nu, chiar vorbeam cu cineva care venise din afara județului Gorj. Nu se mai par acum, sunt coloana, masa, tăcerii, poarta sălutului. Da, sunt ale noastre, sunt în firea lucrurilor. Ne-am obișnuit, nu da, se da, mai da, par da, ceva... Dar să știi că cine vine din afara așa rămâne impresionat. Eu am vorbit cu mulți, să zic, dintre ăștia care sunt din afară și vin și face, bă, am fost la tine la Târgu Jiu, mi-a plăcut orașul, centrul ăla curat, pietonal, da, la da, coloană, da, toți au foarte elegant. Aceasta, acum ce să-i spun eu lui, că la coloană e întuneric, după unii,
Da, sau după alții că e luna prea mare deasupra coloanei sau că la da, poartă ECE plouă deasupra porții, nu poți să spui la coloană, treaba de exemplu, am primit un cadou așa nesperat, mai primisem și numai cu câțiva ani, acel teren unde este da, dumne, un fel de parcare. E un fel de parcare, nu s-a întâmplat nimic cu terenul. Da, nu s-a întâmplat nimic. Mă rog, acum l-a primit primăria Târgu Jiu. Păi l-a primit sau l-a cumpărat? L-a primit, dar cu donații. Obligație, nu? Există o obligație. Să amenajeze un parc, dar care ar fi rolul unui parc lângă un alt parc? Da. Adică... Nu știu ce să zic. Dom'le, el așa cum e acum, e un teren viran, e urât. Dacă l-ar aranja... Nu era mai potrivit un centru de interpretare, un centru păi expozițional. Păi s-a pus și problema aia să ceva. Faci. Dom'le, cu centrele astea la noi, să știi că a demonetizat treaba asta cu centru. Toată lumea face centre culturale, centre de cercetare, centre de binefacere, centre de ce vrei. Și nu se întâmplă nimic, știi? Da, da. Cel care vine și vede operele, cred că ar avea nevoie și de un mic ajutor să înțeleagă operele. Hai să-l facem. Ce semnificație. Ăștia care vin, care prea puțină lume vine special pentru treaba asta, sunt în trecere, știi, că la noi aici n-a rămas nimeni să doarmă, știi, decât foarte puțin. Vin, trec, văd coloana din mers și se duc la poarta Sărutului, constată că nu au unde parca și zice, unde mâncăm? Păi hai să mâncăm la Severin sau trecem dincolo, la Sârbi. Asta se întâmplă într-o zi, știi, și e păcat că se întâmplă așa, dar se întâmplă. Adică trebuie gândită treburile astea. Da? Cu proiectul acesta, credeți că știi ce se întâmplă? Eu acum deja sunt bătrân și chestia asta când zic, mi-e rușine și mie când zic că trebuie gândite lucrurile astea, că eu am fost martor la discuții, ba chiar am fost ușor și implicat de mai multe ori, știi, să zicem, de vreo 30 de ani tot zicem că o să facem și rămânem cu promisiunea. Și nu s-a schimbat nimic. Da. Trebuie să ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate. Revenim după câteva minute. Am revenit în direct la Goș TV, la emisiunea Dialog Deschis și continuăm discuția noastră cu invitatul nostru din această seară, domnul Vasile Vasiescu, scriitor, publicist, colecționar de artă. N-aș vrea să uităm că așa poate o să trecem și ajungem încet sau fără să simțim la finalul emisiunii, fără să amintim de decesul lui Paul Popescu, sculptorul lui Paul Popescu. Da, da, da. Trist. S-a stins în urmă cu puțin timp și trist. Nu s-a stins chiar așa cu sufletul împăcat, pentru că a plecat cum a plecat din Târgu Jiu sau a fost izgonit cum a fost izgonit din Târgu Jiu. Nu n-aș zice neapărat izgonit, știi, că el a vrut să plece, dar, mă rog, a fost un complex de stat de împrejurări nefavorabil sufletești. Eu am avut o relație, aș putea zice, foarte bună cu Paul. Am reușit să nu ne certăm. Ne-am supărat de vreo 2-3 ori, dar ne-am și împăcat fiind amândoi scorpion și având dese momente când eram la fel de răi și, ca să nu zic mai altfel, fiecare dintre noi și am avut o bună relație, cred că am fost ultimul care am vorbit cu el, săracul, înainte de a se ducea la spital după Paști și n-a mai rezistat inima și. Plecatul ăsta de la Târgu Jiu, nu știu dacă... El a vrut să plece la un moment dat, nu și-a mai găsit locul acela. Adevărul că a și făcut multe lucruri în Târgu Jiu. Trebuie să recunoaștem treaba asta. Mă gândeam acum că, uite, sunt lucrări de for public multe, nu? La piață, la... Sunt și în la gară sunt vreo două, nu? Da, sunt și în zona centrală, pietonală. În zona centrală aceea, lângă Muzeul Național Constantin Brâncuș, nu? Da, da. Așa. Are la, cum să zice, la prefectură, la liceu, la școala Pompilu Marcea, are la Preajba, are la Novaci, are vreo 3 la Craiova. A făcut, uite, de când e în București, de aproape 3 ani de zile, săracul. Dumnezeu să-l ierte, trebuie să zicem treaba asta. A făcut un Tudor Vladimirescu, Tudor Vladimirescu, pentru care a avut comandă din partea... din partea sectorului, nu știu care sector. Din partea... Dom'le, e în București. E în parcul Tudor Vladimirescu și e și un liceu Tudor Vladimirescu acolo, e în sectorul 6.
toți colegii lui de breaslă, știi, l-au invidiat, că nu-i de aici de acolo să faci un Tudor Vladimirescu în picioare și să știi că un Tudor Vladimirescu e și din tipar față de ce s-a făcut până acum la noi și e chiar frumos, că e lucrat bine. Pe urmă a făcut un Preda, un Marin Preda, care iar la fel, tot în București, nu? Și a mai făcut la Răzoare acolo un monument pentru un ziarist de ăla care a murit, străin, care a murit la Revoluție. Și ăla e extraordinar de frumos. Deci are trei lucrări de for public în București acolo. Alții da. Trăiesc o viață întreagă în București, da, da. Se bat cu cărămida în piept, că sunt sculptori și n-au făcut niciuna. Ați văzut ce s-a întâmplat cu cele două busturi, busturile da, Aretei Tătărescu și asta, eu zic Gheorghe Tătărescu? Dom'le, zic, asta e a fost o rușine pentru orașul nostru și eu nu... N-au fost considerate lucrări de valoare. Nu mă feresc să zic că primarul nostru liberal poartă o vină, domne. Nu se poate să fii primar liberal la Târgu Jiu, să-l dai jos pe Tătărescu, să-l iei în brațe, să-l duci la Vladimir. Nu se poate așa ceva, dar uite că s-a întâmplat. Și ne prevalăm de faptul că, domne, eu nu mă pricep, dar e o comisie care a hotărât. Păi comisia aia care a hotărât, ăia din comisia aia erau, acum că Paul nu mai e, puteți să zicem că ei îl invidiau, ca să nu zicem că erau dușmanii lui, știi, că îmbreasă la asta ca și la scriitori și la jurnaliști, nu? La ăștia de televiziune. E o râcă și o... Suntem atât de dușmănoși unii față de alții. Suntem, nu știu, am zis, suntem ca să... Mă bag și eu în seamă, dar pe mine nu mă dușmănește nimeni, că-s bătrân. Dar pe voi ăștia care sunteți tineri, vă invidiez și eu, da, pe ăștia alții care sunt de meserie. De tână. Și de asta zic cu Paul. Eu am lucrări, eu am în fața casei, da. Ai văzut o pasăre? Știi ce poveste frumoasă are pasărea aia? Pasărea aia, pe când el înființează secția de sculptură la universitate, au făcut ei o expoziție, cadrele din cadrul facultății de arte, nu? El cu Fuiorea și cu Turcitul, că ei erau, mai era și Buliga, care și ăla e sculptor, să știi? Da. Da, dar are opera așa, că n-a participat la expoziție. Au făcut o expoziție acolo la rectorat și nu știu ce s-a întâmplat. Ale lui Fuiora am înțeles că sunt pe la Universitatea Nouă, pe acolo, pe pereții aia, pe acolo. Turcitul și l-a luat că stai prin Anglia acum. Și Paul rămăsese, el are și un brâncuș acolo la rectorat. Are un bust acolo la intrare. Și pasărea lui rămăsese acolo. Și discutam, noi are făcut un vitraliu foarte frumos la intrare la rectorat. Are o contribuție și Valer la vitraliu ăla. Și l-am întrebat eu, ce s-a întâmplat cu pasărea aia? Că, păi, e acolo. Păi, și le-ai lăsat-o lor? Le-ai dat-o cu acte? Nu le-am dat-o, dar... Păi, zic, mă duc eu și o iau. Dacă o iau eu, zic, o punem la Bălănești, păi, ce, bă, dacă ești în stare să le iei... Păi, zic, dacă n-au ia acte cu ei, n-au juridic nimic la mână, zic, mă duc eu și o iau. Și m-am dus, era... Băjin, că era rector și m-am dus la el hotărât, așa m-am îmbrăcat frumos ca să intru la rector, nu? Și i-am spus, domnule Bojin, că ai, dumne, hârtii la mână, că pasărea asta e a dumitale. Păi, dumne, că n-avem, că Paul, că colegul nostru, ce coleg nu e, că ați desfințat facultatea, l-ați dat afară, ce coleg? Nu e niciun coleg. Și zic, e a mea. Zic, eu pot să-ți aduc și să dovedesc cu acte că e a mea. Și am trimis a doua zi pe cineva, am luat-o și într-o săptămână am pus-o cu Paul și cu încă un tânăr, speranța urbei noastre, un Decebal, sculptor și ăla, dar acum am înțeles că e pe la Deva, pe la Cluj, nu ne mai cunoaște, e artist plastic și ăla cu acte în regulă și am pus-o acolo. Da, nu, a fost o chestie ciudată ce s-a întâmplat cu busturile, pentru că hotărârea aceea comisiei respective, că au primit un aviz negativ, da? Și au venit cei de la Curtea de Conturi, da. Au făcut o verificare la muzeu și au stabilit, domne, banii ăștia au fost dați, dacă nu opera respectivă nu corespunde, păi da, au fost dați banii, da. Păi da, au pe ceva care nu merită, știi? Da, au ajuns și cei de la Curtea de Conturi să fie experți în artă sau ceva de genul ăsta. Aici a fost impuseseră banii să-i directorului, că... Da, știu povestea. Și direct, s-a întâmplat un lucru din partea lui. Și de asta muzeul a luat lucrările. Păi da, că alcătuia să dea ăsta vreo 400 de mii, nu știu că dreapă sau mai mult. Da. Ideea, știi, care a fost o glumă proastă. Dar cum să se ajungă la o chestie de genul ăsta, nu înțeleg, pentru că mai este o lucrare în Târgu Jiu care n-a primit aviz. Dar nu știu dacă Sergiu Nicolescu, care e acolo. Dar nu numai aia, și ăsta altul, care e aici la universitatea asta nouă. Au rămas acolo în spatele muzeului, nici n-au avize, nu. Da, nu mai. Stai să spun, uite, că a fost tot o răzbunare, tot Ardealul plin de personalități cu ghilimele ungurești, maghiare sau cum să le zicem, care sunt împânzită și orașele și satele
cu tot felul de maghiari care au făcut ceva pentru România, nu? Așa zic ei, și care n-au avize și care sunt pe bună dreptate acolo. Și noi, uite, Tătărescu ăsta, știți ce s-a întâmplat? A fost o glumă proastă a lui Boroianu, care a fost supărat că, vezi, doamne, Paul a luat atitudine atunci când se discuta cu spălatul porții, da. Și era prim-ministru de la noi de aceea, nu, care n-a făcut nimic pentru Gorjul ăsta, și Boroianu era secretar de stat și el, ca să nu se facă de râs în fața primului ministru, a aruncat o glumă de asta, că vezi, doamne, sânii lui Madame Tătărescu sunt prea mari, și de parcă Boroianu, cât e el de bătrân, că e mai bătrân ca mine, ar fi cunoscut-o doamna Tătărescu și s-a părut lui. A fost o rușine și chestia aia s-a vehiculat, s-a rostogolit în presă, că la noi presa e de și de la capitolul ăsta, știi, e foarte receptivă. Pe urmă, prietenii lui cu noua formulă, știi, de la centru, de aceea, în frunte cu Boroianu, care la vremea respectivă era acum președinte la ICR, a mai venit cu niște prieteni de ăștia care n-au fost în siajul lui Paul. I-au luat jucăria asta care s-a chemat zi tabăra asta de sculptură, nu? Cum se chema asta cu de sculptură? Simpozionul, da. Simpozionul ăsta Brâncușeanu, au negat că, vezi, doamne, tot ce a făcut el în atâtea ediții nu e important și că e important numai ce fac ei. Și uite așa, știi? Și ți-am zis, vina politică a fost, domnule. Adică nu puteai, domnule, să primar fiind liberal, să-i dai voie ăstora să-l ia în brață pe Tătărescu la o subsoară pe Tătărescu și la cealaltă pe Madame Tătărescu, să-i duci la Vladimir. Cum putea să-i te duceai și te băteai și... Trebuia să dea domnul director banii de la muzeu. Nu era, domnule, te duceai și dădeai în judecată, știi, comisia aia care a constatat că alea, păi ce ăsta era venit cu pluta în meseria asta, în sculptură? Păi ăștia care au semnat că lucrarea aia nu e în caracter, știi, ca să-l citesc pe un conferențiar universitar de la noi, doctor, ăștia n-au făcut nicio lucrare de for public. Știu pe unul dintre ei care a făcut un Eminescu la Bălți, ți-e frică să te uiți la el. A ajuns tocmai la Bălți. Uite, vorbeam de Eminescu. Păi Eminescu a făcut Paul a făcut un Eminescu foarte frumos, foarte frumos, înțelegi? Și care n-are loc la Târgu Jiu, că, domne, Artego, nu? Și l-a luat directorul de la Artego, înțelegi? Da. Și directorul de la Artego l-a oferit orașului. Și noi, orașul, nu suntem în stare să... Noi n-avem, domne, nevoie de Eminescu. Oricum, au fost mulți care au greșit față de Paul Popescu. Păi, da, uite, acum ne dăm seama... A fost Adrian Tudor, ce să ne... Mă, nu mă feresc de vorbe, așa. Domne, a fost și colegul lui de brazlă, domnul Fuiorea, nu? Că l-a și suspendat din o perioadă pentru că era o declarație a domnului Fuiorea dat atunci pentru că a criticat anumite autorități, da, domne, cu care colabora... Uniunea Artiștilor Plastice, adică primăria sau ceva. Cum să-l pedepsești pe un om pentru că se exprimă liber? Libertatea de exprimare a fost câștigată. Uite să spune povestea, deci oamenii ăștia au scris sau cu mâna lor, știi, cum unii dintre ei scriau și înainte tot cu mâna aia lor, cu greșeli. Pun virgula aia, știi, statuară între subiecte ridicate, înțelegi? Ăștia au scris cu mâna lor că i-a înjurat Paul și că a zis că ăștia nu sunt talentați, și, dar el n-a zis, el nu s-a lăudat niciodată că e talentat, dar se vede că au rămas lucrări de pe urma lui. Și ei au dus hârtia aia la București și aia de la București, tot montați de niște prieteni de-ai noștri de pacia, au băgat în seamă că n-a... Să-l dăm pe ăla afară. Ce să-l dai afară? Că nu poți să-l dai afară. Păi dacă te înjur pe tine, acum mă dai afară din oraș, nu? Poți să mă dai afară din emisiune, să zicem, da. Cred, vedeți. N-auzi, domnule, dar să vezi consecințele. A plecat Paul de la Târgu Jiu, s-a dus la București, nu? Și s-a dus, pe bună dreptate, să înscrie la secția de sculptură, unde el fusese, că el, când a venit, când s-a făcut aici filiala și el a fost președinte de filială aici, el a venit ca sculptor de la filiala de sculptură de la București, ca să facem o filială ca lumea la Târgu Jiu, să fim și noi cineva. Nu? Și s-a dus la București să-l primească ea și aia nu l-a primit. Îți dai seama? El aparținea acum ultima dată filialei de artă religioasă și nu știu ce dracu. Și uite că s-a prăpădit săracul și la mormântare n-a venit niciun nemernic de ăsta de sculptor extraordinar de cu vizibilitate internațională care sunt în București acolo. Dar știu toți că a făcut Tudorul ăla și ia uite, bă, și nu ziceau că e frumos sau nu e frumos. Ziceau că a luat ăla o poală de bani. A venit ăla de la Târgu Jiu și a făcut un Tudor Vladimirescu de 3
metri, știi? Și când i-am zis unuia, bă, zic, era nepotul lui Tudor Vladimirescu, de-aia, zic, a făcut, știi, că avea de... Da, nu știu, chestiunile astea să-l pedepsești pe un om pentru opiniile lui. Nu ne s-a întâmplat, treaba asta se întâmplă în istorie, dar asta e, aici s-a întâmplat cu omul nostru, cu prietenul nostru și cu omul de aici, știi? Nu, da, eu nu știu cum dracului pot ăștia să stea și să, cu soclurile alea goale acolo de atâta vreme. Păi să le fi scos dracul de tot de acolo și să nu mai pună parcul ăla că se cheamă Aretia Tătărescu și să nu mai fie soclurile alea pe care scrie ce scrie. Ne facem de rest. Oricine vine în orașul ăsta și vede, întreabă, dar unde sunt? Sunt la vreo expoziție trimise, socul, astea, lucrările? Nu, doamne, sunt la Vladimir. Ce are cu prefectura să le pui la Vladimir? Pe considerentul că, vezi, doamne, casa de la Vladimir a fost făcută pe vremea lui Madame Tătărescu de Ligă, a făcut casa mea. Nici măcar n-au vrut, dar n-au vrut, știi, nici măcar n-au vrut să le ducă la curtișoara, la asta. Și comisia aia interjudețeană sau interregională sau regională care a fost, eu am văzut semnăturile băieților ăla veseli. Sunt niște băieți de pe la noi, de pe acei care s-au bucurat când a plecat Paul și acum se bucură mai tare că a plecat de tot, că și-au luat o hârtie de asta. Cine a semnat pe acolo? N-a auzit, domnule, că sunt băieții noștri care au făcut pahare, nici palea nu le făceau nici de adevăratele, le făceau pe hârtie, le făceau sticlare aia, care erau meșteri tari și acum se dau că sunt sculptori, știi? Auzi, avem trei sculptori la Târgu Jiu cu acte în regulă. Să facă unul ăsta, știu pe un amic de-al nostru, nu, că soluții s-ar găsi, ar putea primăria, de exemplu, sau altcineva să cumpere de la muzeu lucrările respective și să le pună la loc, sau... Nu e, domnule, să facă o comisie adevărată și să vedem de ce e bună sau nu e bună lucrarea aia. No, trist. Trist. Păcat de Dumnezeu. O pierdere și ca prieten și ca om și ca meseriaș, domnule, ca sculptor. Mai nu mă rog, ce să vorbim. Ce ne mai miră pentru, știți foarte bine ce... Ținea așa de mult, își dorea să... Eu l-am bătut la cap. Când am primit 50 de ani, a făcut o expoziție la muzeu aici. A avut un catalog și am făcut un text atunci și... Ne-am bucurat și nu știu ce. Și am zis de atunci, Paule, fii atent că de la 50 la 60 de ani sunt anii cei mai ai dracu pentru un sculptor. După 60 de ani zic, nu mai poți să ții flexul ăla, că te doare spinarea, că nu știu ce. Lasă-l, coane, facem. Să mută el de aceea muncit, să facă o casă aceea până la Dumnezeu de frumoasă. Să mutăm domnește acolo, lua o casă pe care iar a trebuit să o aranjeze, să o facă. Și a făcut un atelier cum n-are, cred că, niciun sculptor din România, dar de stat, nu cum are el, cu pod rulant, cu tot ce vrea să faci acolo. Uite, a făcut trei lucrări de for public și vrea să facă expoziție la 60 de ani și nu e mai prinsă, domnule. Înțelegi? El făcea 60 de ani în 18 noiembrie. Păi nu-i păcat de Dumnezeu. Și acum am întrebat, că am tot zis, băi, oprește o sală. A vorbit cu cineva, dar n-a făcut o hârtie. Și am întrebat acum, zic, sala aia în noiembrie se poate? A, nu se poate, e înghesuială de aia de anul trecut și nu a făcut cerere, știi? Unde la... În București vrea să facă el la Simeza, că e pe Magheru, că nu știu ce, la 60 de ani. Și acum s-a oferit un prieten de-a lui, de la Vulcea, potent de ăsta financiar, care are unde să facă acolo, să-i facă o expoziție la 60 de ani. Dar să vedem dacă mai facem, mai suntem în stare să... Ăștia, că sunt o grămadă care au lucrări de la el, știu mulți. Au mai rămas puțini oameni în Gorj care mai, nu știu, promovează arta, cultura. Păi de ce zici că au mai rămas puțini? Cum să fie? Sau au fost puțini? Sunt, domnule, păi filiala asta are vreo 20 ceva de inși, n-ai văzut ce expoziții fac, să zbat. Există, să știi că nici în alte orașe de provincie. Uite la Vâlcea. La Vâlcea e, domnule, e altceva. Filiala aia are viață. Ăla care e președinte la filiala aia, prietenul meu, Gheorghe Dican, e vicepreședinte la UAP-ul pe toată România. Și uite, astă seară la ei acolo să deschid două expoziții și la galerie și la muzeu. Au două galerii, ba chiar trei. Așa? Și astă seară lansează un album care îi cuprinde pe toți membrii filialei lor, cu câte 3-4 pagini, un CV-ul, fotografia lui și fotografie după lucrări și un album care, uite, jumătate cât masa asta. La noi este un cerc redus acolo, fac anumite evenimente pentru cercul lor. Păi știi de ce, domnule? La noi sunt puțini care se mai zbat, doamna Roată mai se zbate. Doamna profesoară are o emisiune, o are de vreo câțiva ani,
și știe să facă o emisiune de cultură. Știe și să organizeze anumite acțiuni are culturale. De și toate generațiile și mai nou am văzut că promovează mult pe ăștia tineri, nu? Și ăștia tineri sunt viitorul, să știi. Ăștia sunt nădejdea. Nu? Mi-aduc aminte când a început să facă emisiunea, eu am fost al doilea invitat la emisiune și m-am supărat, vezi, Doamne, pe dânsa că nu am fost primul. și îți dai seama, sunt vreo 3-4 ani de atunci. Nu e de aici de acolo să faci emisiune de aia. Să o faci degeaba așa, numai din suflet. Din pasiune. Din pasiune, știi? Și face lucruri foarte interesante. Și a făcut și în cadrul liceului. Știi? Și liceul ăla e un liceu deștept. Acum să vedem că i-a fugit directorul, nu? Liceului cu pricina. E vicepreședinte acum, nu? Să vedem dacă liceul rămâne în top. Da. Domnul, sunt lucruri. Acum sunt lucruri, dar știi ce sunt? Știi? Pe unii știu să se laude cu ce fac, chiar dacă nu le iese pasența. Uite, exemplu la teatru acum. Teatru pune o piesă cu Tudor, da? O să chemăm. Am înțeles că trebuia să fie mâine. De mâine încolo încep zilele orașului, nu era de... Păi nu mai, nu? Da. De adevăr, în perioada aceasta trebuia să se desfășoare. Eu știu că Constantin și Elena, niște vorbitori din pandemia aceasta... Domne, stai puțin că, domn, numai pe pandemie dăm vina când dar e vorba să facem ceva, dar când e vorba să luăm leapă, să ne intre banii pe card... Nu zicem că e pandemie. Se puteau organiza alte evenimente. Păi n-au zis că organizează. Ceva. Stai, domnule, că eu am ascultat, că mă era interesat așa. Sunt niște vorbitori cu ziua de la teatru de acolo care s-au lăudat că au achiziționat 15 cai de lemn și vreo 30 de adevăratele plute care o să plimbe cu... Va fi spectacolul, din câte am înțeles, pe, nu săptămâna care vine, cealaltă pe 9 iunie va avea Deci nu mai e de Sfântul Constantin și, și o să fie toată vara. Păi în iunie deja e jumătate din vara trecută, da? Mă rog, hai să-l vedem. Oricum, consultantul pe probleme de istorie e profesorul Gorun. Eu am citit scenariul, nu e rău scenariul, așa cum apare el. Am înțeles că nu se mai folosesc caii cu pricina că se speriau, nu se mai folosesc nici plutele. Da, am înțeles, va fi și o formație. Nu se folosesc nici prea mult. E o formație care cântă de adevăratele. Va cânta live, da? Da, da, da. Da. Va fi ceva interesant. Tine, e pentru... un poet care, contemporan cu noi, care are partea de versuri foarte bine pusă la punct, așa, interesant. Acum să vedem dacă regizorul e în stare să îi strunească pe vedetele astea, mari actori de la teatru de aici din localitate, care fac un melanj acum, să combină cu cei de la Doina Gorjului și trebuie să iese ceva profesioniștică. La noi toți suntem profesioniști, toate instituțiile sunt profesioniste și de cercetare. Știi? Da, oricum, teatrul cred că s-a mișcat bine. Dom'le, s-a mișcat bine, dar hai să fim cinstiți. Acum, în ultima perioadă, a fost o chestie de asta cu spectacole de aer liber, cu muzică și dans, un divertisment de ăsta și alunecat mult spre copii ăștia care vin cu mămicile la teatru. Nu am nicio treabă. Eu știu, eu cunosc bine teatrul ăsta. Dom'le, un teatru, când se cheamă Elvira Godeanu, ar trebui să fie un teatru care să aibă cel puțin o piesă serioasă în repertoriu. Acum la noi s-a disipat chestia asta cu repertoriu, că zicem de pandemia asta. Dar să știi că nici profesorii, nici actorii, nici artiștii, nici ăștia de la primărie, nimeni n-a refuzat leafa și să zică, dom'le, eu n-am fost la servici luna asta deloc, de ce să-mi primesc atâția bani pe card, știi? Da, da, păi, dar eu am văzut un raport de activitate al unei instituții culturale la noi, de cercetare și de promovare și de ce dracul e acolo și în toate rubricile alea, să zicem, dacă erau 30, 27, dădeau vina pe pandemie, știi? Dădeau vina pe pandemie. Am returnat banii, i-am modificat, i-am mutat dintr-o parte într-alta, că era gripa. Da, da. Aviară, știi? Da. Dar, rușine. Dar, așa cum precizați, având în vedere faptul că este o sărbătoare specială pentru orașul nostru... Care? Zilele orașului? Da, cu Sfinții Constantin. Păi da, și ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. Se putea organiza ceva. Păi eu ce zic? Dar nu se organizează nimic. Păi stai, da, dacă primul ministru și președintele țării ne-a dat voie să ne facem de cap, noi nu organizăm, că ne-a luat prea din pripă, știi? Poate e și asta, da. Hai, domne, că e cel mai comod să nu faci nimic și să-ți vină leafa. Ascultă-mă, eu am lucrat la stat și la patron, cum ar veni vorba, că ne-a transformat statul în patron și știu foarte bine cum era treaba. Cel mai bine e să îți vezi de... Să aștepți ora de plecare acasă și ziua de salariu, cel mai... Da, domnule, și să nu te întrebe nimeni și să mai ai și calitatea asta de la Dumnezeu, știi? Și să nu-ți fie rușine să te lauzi. Aici e toată treaba. Eu urmăresc
persoanele publice, să zicem, de aici din oraș, tu nu ești, când stai de vorbă sau îi vezi la televizor, zici, bă, ce muncesc ăștia și ce fac, te doare capul. Și am venit acum prin tot Gorjul nostru și am intrat și la Bălănești și am intrat și la mine în curte și ne mănâncă buruienile de, cum să zice, de fund, nu? E o vorbă. Pe toți, n-auzi? E vorba aia cu afară gopsi gardul și înăuntru cu totul și cu totul altceva. Și atunci, da, trebuie să fim optimiști. Ne place să gopsim gardul ăsta. Eu zic că e bine, uite, eu pot să mă laud oricând cu Bălănești, știi că. Uite, e casa lui Ion Popescu, Voitești. Mă opresc aici, nu mai zic că o restaurăm de nu știu câți ani, că da, nu obținem fonduri, că să dărâmă, zic unii, că nu-i nimic în ea, zic alții, că nu știu ce. Da, Ion Popescu Voitești e una dintre personalitățile de profil științific din Gorj și numai din Gorj, care mondial, te poți duce oriunde, știi, de calibru mondial. Știi. El e cel care a înființat, era șeful secției de geologie, în 1936, când s-a înființat Academia Oamenilor de Știință, știu, care acum e și aia în desuietudine căzută, numai cu academiile astea marginale, știi, au căzut. Pe urmă, uite, de la mine, de la Bălănești, Spirache, Spiridon Popescu, un poet care e cu foarte multe premii republicane, știi, el e titrat bine și acum e și în comitetul ăla de conducere, cum se cheamă, la filialei de la Craiova, deci e ceva, nu e de aici de acolo, știi? Da, da. Da, uite, Brebenel, care e un scriitor, să știi, Brebenel are operă, nu e de aici de acolo, cu, zic ăștia, el are ascendență tot la mine, la Bănești, arhitectul Pănoiu. Romulus Diaconescu, care a fost ani în șir redactor șef la Ramuri și redactor șef adjunct la Ramuri și la înainte și are la fel. Și autoritățile așa trebuie să gândească cumva ca să ca valorile acestea le... Ar trebui promovate. Da. Uite, promovate, tânărul nostru politician de acum, care e consilier la primul ministru, Iulian Popescu, a lansat o ediție, o serie, nu? Cărțile fundamentale ale Gorjului, cum se cheamă. Da, a scos istoria Târgu Jiului și am înțeles că acum are în lucru Gorjul pitoresc și istoric, sau cum se cheamă asta, care a apărut la noi într-o ediție anastatică și atât, într-un secol și ceva, și o carte despre Tudor Vladimirescu. Păi deci de acolo, să facă toți, să facă toți câte ceva, dar să facă. Președintele Academiei va fi prezent cum? La Târgu Jiu. Va fi și președintele Academiei. Da, am văzut că Nichifor a fost în vizită la ăsta și l-am urmărit pe președintele Academiei când la un moment dat, când a venit vorba de bicentenarul Tudor Vladimirescu, am amintit că există un proiect între, neapărat între Academie și Târgu Jiu, dar la care participă Academia la Târgu Jiu. Da, ceea da. Ce e iar la fel. Nu este, e de aici. Este, dar ce facem că avem pe Tudor aici aproape de noi, înconjurat de boscheți. Adică vorbesc de parcul, păi vezi că respectiv tot cu pandemia, păi n-a fost vorba că e un proiect și că o să modernizăm zona și o să fie cam povești și nu s-a trebuit totul la proiect. Trecut. Acum la 300 de ani, eu am răbdare. Nu? Ce mai e 100 de ani? Știi cum era povestea aia, ce mai e 100 de lei? Așa și cu ce mai e 100 de ani? Uite, vă gură în Casa Moangă, o restaurarăm și nu știm ce facem cu ea, nu? Deci a cumpărat-o cineva, a aranjat-o cu un proiect aproape cum bine, trebuie. Aproape da. Cum trebuie. Și acum, ce să fac acolo? O să o vândă. E scoasă la vânzare. Păi scoasă la vânzare. Cine o să o cumpere? O să o cumpere cineva care să facă ce? Că statul nu o cumpără. Statul nu a fost în stare. Noi n-am fost în stare de nimic. Considera... Dar de ce, domnule? Avea drept de preemțiune. Păi avea, da, uite că n-am luat. Acolo a fost biblioteca de tineret. Eu, pe vremea când acum 105 ani eram pionier la Târgu Jiu, în clasa 4-a, am fost acolo la atelier și la bibliotecă. Era casa pionierilor pe vremea aia, prin anii aia. Nu, n-am aplicat ca autoritate. Da, ascultă-mă, n-aș vrea să zicem că toate istorie, lucrurile sunt altfel decât ar trebui să fie. Se întâmplă lucruri, dar uite că sunt multe lucruri care s-ar putea face fără investiție nici materială, nici sufletească prea mare, dar trece pe lângă ele și investiție zicem că asta e. Intelectuală, poate, sau dacă avem așa ceva. Nu, da. E ceva. Trebuie să ne oprim aici, timpul s-a terminat. Ne oprim, îți mulțumesc că mulțumesc m-ai invitat. Mulțumesc și eu pentru prezență. Te aștept la Bălănești. Și multă sănătate, inspirație. Da, auzi, domnule, că nu avem încotro, trebuie să trăim și dacă tot ne-am propus să trăim, hai să încercăm să trăim și bine și să fim și deștept, măcar pe porțiuni, știi?
Da, ne oprim aici. Mulțumesc pentru participare. Doamne, mulțumesc. Ne revedem săptămâna viitoare, de luni până joi, la Goș TV, la emisiunea Dialog Deschis. Să aveți parte de un sfârșit de săptămână cât mai plăcut.